pedepsi. Straton își păstrează locul de titular după prestația extraordinară, aș spune, din meciul cu Academica Clinceni din cupă. Pulic trece în schimb pe banca de rezerve, iar Mihai Popescu își face loc în primul 11 alături de Ricardo Grigunu. Minutul în care suntem în acest moment, Popescu se ridică, Fanionul acum, ce preluare destul de bună reușise al Vali Lazar. Aceasta pare să fie tactica, minge lungă în spatele apărării adverse. N-a fost. S-a păcălit, da. Asistentul lui Sebastian Colțescu. Nu a fost offside și își preluase mingea perfect. Platini trece de Grigore, Platini pentru Cristea. Șutul lui Cristea deviat, scoate Straton. Încă o intervenție bună a lui Straton la acest șut. Deviat, părea că mingea îl va depăși, dar bagă bine pumnul în minge și o aruncă peste. Liga Craiovei în campionat, când a și marcat Cerban, trimite mingea în care Andrei Cristea, gol! Poliaș marchează în minutul 85, 1-0 pentru moldoveni, înscrie Andrei Cristea pentru a patra oară în acest sezon. E primul gol din 2020 pentru atacantul de 35 de ani. Inspirat retnic, l-a ținut în teren pe Cristea, care s-a mișcat nemaipomenit de repede. Preluare cu stângul, șut din întoarcere cu dreptul pe jos, găsește colțul lung. Asta înseamnă să ai simțul golului, cum spun mari atacanți, cu acest simț te naști, oricât ai exersa, dacă nu-l ai. Și Șerban dă un asist. Șerban, care a jucat foarte bine astăzi, iată, preluare cu stângul, șut cu dreptul din întoarcere, minunată execuție a lui Andrei Cristea, marcaj larg, însă făcut de Mihai Popescu, el ar fi trebuit să fie, iată. Marcaj larg al lui Mihai Popescu, îl lasă pe Cristea să se întoarcă pe dreptul lui. Straton n-are nicio vină. Pinescu încă o dată, Scovai și Ancareu, Perovici! Denis Rusu reușește să rețină o lovitură de cap totuși slabă. Revedem această ultimă acțiune, era și într-un offside uriaș, Perovici probabil semnalizat de la margine. S-a încheiat meciul, Poliaș o învinge pe Dinamo, prima victorie sub comanda lui Mircea Rednic în campionat, 3 puncte mari de tot. Urmează reacții la Fotbal Club. Dan Ștefănescu și Ionuț Angheluță vă spun la revedere.